Cornel Dinicu, patronul de la ferma dacilor, află mâine dacă scapă sau nu de arestul preventiv. Tribunalul Prahova va judeca contestația depusă de Dinicu, însă motivarea deciziei de arestare preventivă dată de judecătoria Ploiești arată că șansele patronului de la ferma dacilor sunt mici. Magistrații care au decis încarcerarea lui Cornel Dinicu au făcut publică motivarea hotărârii, iar patronul de la ferma dacilor este arătat ca fiind principalul vinovat pentru tragedia în urma căreia au murit 8 oameni. În primul rând, judecătorii arată că Dinicu știa că este în ilegalitate, dar cu toate astea a continuat să încalce legea. Faptul că inculpatul Dinicu Cornel a cunoscut starea de ilegalitate în care se află reiese chiar din declarațiile sale. Consider că am intrat în legalitate prin intabularea clădirii în urma hotărârii judecătorești. În zona au ars cel puțin 20 de case. Nu mi-amintesc dacă am primit sau nu răspunsuri din partea primăriei. Nu mi-amintesc dacă cei de la ISU au venit din nou în control pentru a verifica dacă am adus la îndeplinire cele constatate anterior. Însă trebuia să ne închidă din nou, respectiv să ne dea suspendarea activității, arată motivarea judecătorilor. Pe de altă parte, cu mai mult de o lună înainte de tragedie, Dinicu știa că senzorii de fum nu funcționează, dar nu a luat nicio măsură. Nepăsarea inculpaților cu privire la securitatea la incendiu rezultă și din faptul că, deși cunoșteau de ceva timp, respectiv din data de 10 noiembrie 2023, că senzorii de fum nu funcționau, s-au limitat să dea un telefon la societatea care s-a ocupat în trecut cu montarea senzorilor și cu care nu se încheiase un contract de mentenanță, mai arată judecătoria Ploiești. Cât despre arestarea preventivă, măsura este necesară pentru că infracțiunile de care este acuzat Dinicu sunt de natură să insufle o stare de insecuritate la nivelul comunității. În ceea ce îl privește pe inculpatul Dinicu Cornel, modalitatea și împrejurările concrete de săvârșirea faptei, urmările produse sau care se pot produce din săvârșirea unei infracțiuni de acest gen și rezonanța socială negativă a infracțiunii generează o stare de insecuritate și neîncredere în rândul societății, arată motivarea judecătorilor care au decis arestarea preventivă a patronului de la ferma dacilor.